demonstranți și armată s-au soldat cu 73 de morți, 253 de răniți și peste 1000 de arestați. Astăzi, TVR Timișoara le dedică tuturor celor cărora le datorăm libertatea noastră emisiunea Culisele Revoluției. Trebuie să vă mai spun că programul este transmis în direct în Piața Operei, acolo unde în urmă cu 14 ani Timișoara a fost proclamat primul oraș liber. În studio se află invitați de seamă ai acelor momente, unii dintre ei care se află pentru prima dată în studioul nostru, care participă pentru prima dată la o astfel de emisiune realizată de TVR Timișoara. Am să încep din partea stângă cu domnul Remus Avramescu, primul jurnalist care a consemnat evenimentele din 1989 de la Timișoara, domnul Radu Tinu, fost adjunct al Direcției Securității de Stat Timiș, domnul profesor dr. Miodrag Milin, istoric, domnul profesor dr. Virgil Măgureanu, primul șef al Serviciului Român de Informații, domnul Constantin Chiticaru, major MAPN în rezervă, fost membru CADA, domnul Florin Covaci, avocat. Pe partea dreaptă se află domnul Adrian Sanda, reprezentant al Asociației Victoria, domnul Tudorin Burlacu, reprezentant al Asociației Egalitate, Frăție, Colaborare și Cooperare, domnul Sorin Oprea, reprezentant al Asociației Forumul Revoluției din decembrie 1989, domnul Marius Mioc, membru în Comisia pentru Adevăr și Dreptate, domnul Costel Bursuc, reprezentant al Asociației Luptătorilor din Timișoara, arestați în Revoluție. Bună seara și bine ați venit! Trebuie să vă mai spun, dragi telespectatori, că puteți adresa întrebări invitaților noștri la numărul de telefon 0256 prefix de Timișoara 20 10 43. Vă propun acum însă să urmărim o parte din reportajul Noi nu murim, realizat de Asociația Memorialul Revoluției. Să urmărim primul episod cu evenimentele care au fost în data de 16 decembrie 1989. Timișoara, capitala Banatului. Dumnezeu a vrut ca de aici să înceapă mișcarea românilor împotriva lui Ceaușescu prin intermediul unui pastor reformat. Laszlo Tökös avusese de timpuriu probleme cu securitatea și cu ierarhia comunității reformate, îmbibată de elemente aservite regimului. Motivația era simplă. Lupta pastorului pentru respectarea drepturilor minorității religioase din care făcea parte. În urma acestor insubordonări, după ce mai multe tentative ale episcopului reformat de a-l aduce sub ascultare au eșuat, Tökös a fost informat că va fi mutat arbitrar la o parohie din județul Sălaj. Refuzând să se supună deciziei, episcopia i-a intentat un proces de evacuare a locuinței parohiale. Desigur că procesul a fost câștigat de episcopie, fiind fixat ca termen de executare silită a hotărârii judecătorești dată de 15 decembrie 1989. Arpad Gazda, un apropiat al pastorului Tökös, declara: în 10 decembrie, la slujbă, Tökös a anunțat această hotărâre judecătorească și a chemat enoriașii să fie martori la această evacuare nedreaptă. În dimineața de 15 decembrie s-au adunat oamenii. Întâi câte 3-4. Se plimbau prin zonă, intrau în farmacie, ieșeau, intrau în alimentară, ieșeau. În după amiaza de 15 am ajuns și eu acolo. Erau vreo 200 de persoane adunate. Am cerut de la un prieten vreo 20 de lumânări pe care le-am împărțit oamenilor.
Spre seară vine primarul Timișoarei, Petre Moț, care îi cere lui Tăcăș să convingă oamenii să plece acasă, promițându-i că îi va rezolva problemele până a doua zi. Un apropiat al pastorului informează oamenii de promisiunea lui Moț, spunându-le să se întoarcă în ziua următoare. A doua zi, lumea se adună din nou. O parte a temișorenilor care trec prin Piața Maria, unde este casa parohială, se opresc pentru a afla ce se întâmplă. Rândurile celor prezenți se îngroașă. Acum majoritatea era formată din timișoreni de toate etniile și confesiunile, reformații fiind o minoritate. Primarul vine din nou și dă asigurări că rezolvă problemele. Mulțimea nu mai are încredere în vorbe. După amiaza se întâmplă inevitabilul. Pe la orele 16-17 se adunaseră deja peste 400 de persoane. Sunt oprite două tramvaie. Pavel Giurma, care se află în Piața Operei și l-are alături pe domnul Petre Boroșoiu, unul dintre sutele de demonstranți care a ieșit în 16 decembrie în stradă pentru a-și câștiga libertatea. Emil, bună seara! Bună seara, Mircea, de aici, din simbolul Revoluției care a început la Timișoara, pot să spun așa, și voi începe cu o mică rectificare. Alături de mine este atât domnul Boroșoiu, de care spuneai tu, cât și domnul doctor Mihai Drăgoi. Am să încep cu domnul Boroșoiu. Domnul Boroșoiu, sunteți unii din cei care atunci, în perioada 16 decembrie până în 20-22, chiar și mai mult, ați fost pe baricade aici. Vorbim de colisele Revoluției. Ce nelămuriri mai aveți acum la 14 ani legate de acea perioadă și ce ați vrea să mai aflați? Deci, în primul rând, înainte de a vorbi despre colisele Revoluției și despre nelămuriri, vreau să îi salut pe toți timișorenii, pe cei care au fost lângă mine în momentele alea, iar eu nu mă consider un cap al Revoluției, ci mă consider un revoluționar care m-am născut dintre ei. Deci capul Revoluției din Timișoara, sau capii, a fost Timișoara. Ei au dat jos tirania, ei au mișcat roata democrației. Nu eu, nu Petre Boroșoiu. Nelămurirea mea ar fi două. Ar fi două nelămuriri. Prima ar fi să ne spună cei din studio care sunt acolo și au deținut informația în momentul ăla, care au fost cei care au fost printre noi, da, și care dețineau informația, care știau că trebuie să raporteze la anumite sisteme și în momentul de față sunt revoluționari. Și bineînțeles, dacă poate să ne spună totuși la al 14-lea an, care sunt cei care au tras în noi. Pentru că tot timpul spunem, vrem să aflăm. Acum, haideți să deschidem ușa și să afle și Timișoara care sunt cei care au tras în noi. V-aș mai întreba ceva până să trec la domnul doctor. Care au fost așteptările dumneavoastră atunci, chiar în 16, când era încă, să zicem, liniște aici unde ne aflăm noi? Și care sunt dezamăgirile acum? Și vreau să vă spun că așteptarea mea a fost că eu, Petre Boroșoiu și toți cei care au fost lângă mine, nu pot să nu-l uit pe Valentin Vârtan sau pe Rodica Giura, care au fost lângă mine în momentul ăla. Noi am mers cu gândul acum ori niciodată. Deci mergem să urnim roata istoriei, roata democrației, pentru că trebuia să o facă cineva. Dezamăgirea mea este că după 14 ani sunt în jurul nostru oameni care nu au bani să-și plătească chiria, care nu au bani pentru a-și cumpăra o pâine, care nu pot să trăiască. Mă întâlnesc pe stradă și îmi spun, am luptat lângă tine. Ce mi-a adus mie democrația? Ce folos am eu că am fost lângă tine și mi-am riscat viața, iar în momentul de față nu am cu ce să trăiesc? Asta este o mare amărăciune a sufletului meu, pentru că văd români în țara asta care au ajuns să se sinucidă pentru că nu au ce să pună pe masă sau nu au ce să mănânce. Asta este marele of al meu. Sper că Dumnezeu, cum a fost atunci în decembrie lângă noi, va fi și acum și poate își va întoarce fața către noi
și ne va ajuta pe noi românii să scăpăm odată pentru totdeauna de această sărăcie lucie în care și în momentul de față ne zbatem. Vă mulțumim.